Suntem în rec, suntem în rec, A, da? Gata, gata. Te rog eu frumos, liniștește-te Ionuț Rusu, pentru că tu ești invitatul de astăzi de la Cancan Can Exclusiv. N-aveam un intro, așa că am zis să improvizești. E foarte bine, e foarte bine. Bună seara! Da. obișnuit să zic bună seara și dacă sunt invitat dimineața undeva, zic bună seara. E un pic utopic pentru tine, mi se pare, pentru că tu ai lucrat atâția ani la radio și e dubios că tu așa începeai. Bună dimineața și chiar dacă. Mai de aia, îți dai seama că am dezvoltat un complex deja, față de cuvântul bună dimineața și nu mai zic l-am exclus. Ei, hey. nu, hey. nu mai zic bună dimineața hey. niciodată Salut! La... Neața, nu, nu zic absolut deloc păi, nici Neața nici n-aveam voie să Nici n-aveai voie, da, exact Era, Era... urât, ei, hey, neața da, păi. concurent Au patentat oamenii aia, neața, ca asta Auzi, dar tu uh, mai asculti radio? Adică îmi imaginezi că după ce ai făcut tata timp radio Când stai în mașină, că am văzut ce mașină ai cu tableta aia unită Așa nu mai asculti tu radio, nu? Băi, nu e cine știe ce mai... Mai ascult uneori atunci când nimeresc. Dar acum îmi dau seama de ce public, o anumită categorie de public nu știa că noi existăm. Pentru că nu se trezeau la ora aia. Adică mă mai întreba oameni, tu faci matinal? Știi? Pentru că nu te trezești. Unii oameni se trezesc pur și simplu la 9, la 10 și atunci nu asculți. Când mașina asculți de regulă, nu prea prinzi radio acasă cu undele. Și stai ce m am mai întrebat? Că am uitat. Dacă tu <laughs> asculti cum... radio. Ascult în măsura în care e muzică veselă. Okay. Dar, deci, pentru muzică, eu aici voiam să ajung. Pentru muzică, nu asculți pentru speech-ul da, entertainerilor. Dimineața, dimineața, da, și la ora aia 4-6 pe drive-time. Acolo chiar uh -huh. e un chef de a asculta. Că și stai mult, știi? Okay. Dar pe linie, pe zona asta de linie, e mai multă muzică. Și eu vreau, eu aș vrea să fac o revoluție în radio, nu știu dacă doar în asta române se întâmplă, și să scot muzica tristă. Mi se pare că ne și dă o stare așa. Asta e letargia poporului nostru toată lumea suferă, to toți cântăreții sunt într-o depresie totală, în muzică cel puțin. E acasă -s -s ok, dar în muzică vene tăiate tot. Păi și atunci tot ce faci și cu Dămotan și cu Irina Rime și cu Carla's Dreams? Că și Alina Iremia, a scos-o pe aia cu umerii de piatră. Băi și nu poți să-i dai cancel la Alina Iremia, pentru doamne. că vorba aia. Doamne, <laughs> Alina Eremia. Exact. E Alina Eremia, băi vezi, nu mai zi. Da. E Sfânta Mucenică a Deci, înțelegi? Deci nu merge așa doar pe vesel, că n-am putea, că nu suntem toți vesel. Poate te-ai despărțit într-o dimineață păi și de dai am, am nevoie dacă mă despart. Nu e ca și cum m-am despărțit, dăm ceva mai rău, ca să fiu mai rău. Ai nevoie de ceva mai vesel când treci printr-un moment greu, nu? E că adică atunci când treci printr-un moment greu, ai nevoie de ceva să te adâncească mai tare? Băi, eu când suferam zic după de... despărțiri, zic sincer, nu mă uitam la sketchurile tare, dar ascultam niște Muzică de asta Și de asta, uite, vezi cum ești? <laughs> și acum. Dacă te uitai la sketchurile mele, nu erau atât de bune atunci, acum sunt foarte bune, uitați-vă. Extraordinare, uh, da, mi-am făcut și eu documentarea, băi, top, rău de tot. Băi, e altceva. E... Bine, rău. Sunt, Bine da, rău. sunt milioane de euro investite acolo, uh -huh. dar... Și scoase. Plus, minus 999 de 999. <laughs> da, dar na... Eu, 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 eu sunt adeptul unui trai cubanez. Mă uitam la cubanezi, cum sunt, sunt foarte, foarte... Cu sau fără trabuc? Uh, cu, fără trabuc. Eu, eu, am cunoscut un cubanez, chiar la te cunosc de undeva, care a fost efectiv modelul meu în viață. Fanei ziceau ăștia. Era un cubanez din Rahova. El zicea că știe română. Știi? Și vorbeam în Da, da, el râdea mereu. Ah, it's good, it's good. Și la un moment dat l-am testat să văd dacă știe cu adevărat română. Mhm. Și, Ei niște înjurături. Nu, Vreși? să văd dacă știi română da. cu adevărat și zic, okay. băi, băi, fane, mi s-a întâmplat ceva nasol. Și rămâi yeah. <laughs> empatizezi cu mine? Mi-au murit niște rude într-un acționat. Aha, good, 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 good. Și zic, Bun, nu știi română, hai să... <laughs> okay. Dar nu ești atât de mult. Dar felul lui de a fi extraordinar, nu l-am văzut niciodată. Nu că a bătut, nu l-am văzut pur și simplu să stea așa ca noi. Da, nici tu nu, nu, nu ești uh, genul negativist că noi uh, ne-am întâlnit la un interviu din asta, tot așa destul de complex și de lung, și după aia ne-am întâlnit și pe la nevărsie. Cred că la Antol ne-am întâlnit, nu, nu Ne-am întâlnit și la Antol da, ne-am întâlnit și la Antol tot ce Și cum e... cumva eu te vânam, știi? Adică eu veneam acolo pentru că venea eu nu adică de fiecare dată, știi că ziceam. Ei eu nu că eu sunam înainte, știi? E beat? E bea. Perfect. Perfect, hai că poate scoatem un nou. Uh, știm noi ce. Da, eu nu putem să-i rostim noi. Bun, să trecem la întrebările da. stipulate aici. Domnul Ionuț, Rus. A, vreau să fiu un. Pic ați minut. făcut! Exact! Spune, ați făcut? Ați comis asta? Cu trei femei. În același timp. Hă? Da. Că Ați eu făcut sketch fim... cu trei femei vreodată în același că atât. ceva nu. Urma întrebarea, și nu era o întrebare roșie neapărat, eu vreau să fiu o combinație din asta între Mihai Gâdea și Denis Rifai, știi? Adică, ah, da, domnul... Doamna... Dom Salut, Ionuț. <laughs> să întreb dacă... Mihai. Acum... E foarte simpatic. că da. Când îmi cresese o dată, îmi dăduse un mesaj. Salut, Salut, Ionuț. Zi, hai, îmi place foarte mult ce faci. Atât. Și eram ok, nu ieși și tu entuziasmat? Adică nu... Dar nu că părea că așa e el. Îmi place foarte <laughs> mult ce faci. Știi că el are și... Da, da, da. da. <laughs> Dacă s-ar putea să... Nu știu. Să vin într-o zi. Invitat ne ar face mare plăcere. <laughs> Mulțumesc frumos! Salut! <laughs> și eram ok, da, o, o să vin. o să vin vin. că așa e el fericit. Știi? Poate ești mai happy, da. Uh, cum e mă frate să te trezi la cât vrea sufletul tău să nu mai fii constrâns de un anumit program? E adevărat că ți-a rămas setat ceasul biologic, te treci la 4 jumate da. și dacă ai fi avut găini, dai la găini, dacă nu... Da, da, mă rog asta înainte că le aveam, dar nu, acum da. le-am... Le-am scos că făceau murdar în apartament Dar uh, ideea e că n-am rămas decât cu ceasul de noapte Că eu aveam un program făcut Aveam uh, pe telefon o aplicație Care îmi zicea la cât să mă culc Și am păstrat-o pe aia Încă îmi zice Hei, comportă-te ca și cum ai fi angajat Știi? Și mă imaginez că s-a angajat okay. Deși nu sunt dar... Din fericire sau din nefericire? Mă cred că în momentul ăsta din fericire Adică acum chiar, chiar simțeam nevoia unei, uh, unei pauze și să mă ocup cumva doar de ale mele, de ale noastre de fapt, ale mele și ale publicului pe care îl ador. Dar, domnul, cumva Paul. Pot să le... domnul Paul, mm, domnul da, Paul, domnul Paul Vă iubesc pe toți, dragi. Și le, le dau, adică practic am mult mai mult timp pentru sketch-uri, pentru alte proiectele de care nu aveam înainte. Okay. Am fost și la umor de 16 ori în ultimul an, adică efectiv s-au săturat de mine. E și o piață destul de mică, este rotesc în trei. cum. Ăsta e avantajul, sper să nu mai apar comedianți. Da. Mă enervează. Că Sergiu Păi, mă enervează de uh -huh. umor. Asta mă că E, e bun. și bun. mă. E bun. Mă enervează ăștia tineri că sunt buni. Da. Știi? Pe alte. Alte, pe alte... Cremise, au alt flow. Tum, alt... Man, iată. Pe alte domenii parcă nu prea vin, așa, știi? Uh -huh. Parcă sunt destul de. Păi uite, în jurnalism. Nai, cu cine? Bă, ăștia sunt. Doi, trei oameni. ce am. e super bine. Nu e avantajos? Nu e avantajos. E bine că n-ai concurență, când ești relaxat. Dacă când vine ăștia din urmă și vezi că fac și fac, parcă eu actor. Dar tu faci show-uri acum, tu mai faci show, acut, mai fac show Nu, nu, n-am ah. mai făcut show de 2 ani jumate. Tu și Bobonete ce v-ați retras în glorie da, până la urmă. El s-a apucat acum, trebuie să te reapuși, tu. Am văzut mm -hmm. că i-am zis, frate, cum ne-am înțeles. Ok. lăsăm 5 ani și după aia să-și mm -hmm. dorească. Mm -hmm. Da, n și mai. La un spe... Adică să vă reuniți voi la un spectacol, Granzi, sold out, să scrie mare. Pe adică arena așa națională, fi... adică mm -hmm. asta, era planul. Da, acum, uite, a stricat tot. Ok. Uh, pentru că mă uitam la podcastul Speak când ai fost cu Bromania uh, și, și spuneai că bunicul tău ți-a insuflat o treabă. Aia cu venitul constant. Să știi că la final de lună ai încasat ceva. Da. Acum nu se mai întâmplă lucrul ăsta pentru că nu mai ești titular la radio, între ghilimele. Și cum gestionăm această problemă? E... Eu cred că ești dezamăgirea familiei, adică îmi imaginez treaba. Sunt cumva, da, din perspectiva asta vechimea s-a oprit. Uh -huh. pensia, pensia da. Nema. Uh -huh. mai verific uneori pe 30, știi că pe, 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 30 era, da, pe 30. Mai verific așa din nostalgie. a rămas aceeași sumă. Dar, contra, mai scăzut. Da, dar mai, mai bag în cripto. <laughs> nu, 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 nu glumesc. Ok. Uh, tot mai intră niște bani, îți dai seama. mai e monetizarea de pe... Chiar uitați-vă mai mult, vă rog eu, că <laughs> e proastă monetizarea de Asta pe da, da, apăsa, lăsați clipul în loop, adică dați lăsați. drumul și lăsați-l acolo. Da, dar... Și când faceți un duș și nu faci, puneți pe un clip acolo, pentru ce pierdeți până la urmă. Exact, nu mai ascultați atâta mai Smiley și cu Nane și cu Rava. E mult, mai, e da. mult la o adică. Și iau 3 milioane de view-uri, 4 milioane, mai, mai veniți și la ăștia mai, mai micuți. Ok, um, deci din ce, -ți -ți, din ce, ai tu venit acum? Uh, păi, am venit așa, din OnlyFans. Bun, <laughs> perfect. Face. Nu, nu, nu. Deci am veniturile clare sunt din monetizare de internet și din campanii. Ok. Adică astea sunt, practic, veniturile și din diverse apariții la anumite emisiuni. Dar cam asta. Să plătesc. nu că se plătesc. Ok, am înțeles. Milioane și milioane. Catralioane de euro, da. Nu, adică sunt niște venituri, îți dai seama că fiecare invitați. invitat special. Câștigi mai bine decât câștigai la radio exclusiv? Adică din ce faci cumulat cu câștigi mai bine decât câștigai la radio? Că aveți niște salarii, îmi imaginez. Nu, îmi imaginez. Erau câteva mii de euro. Chiar dacă nu poți să vorbești despre asta, să-mi dai o sumă exactă. Era, da, un salariu bun. Era un salariu bun, într-adevăr. Compensa cumva cu lipsa de viață personală pe care o aveai? Măi, nu. Compensa faptul că îmi plăcea. Adică, ducându-mă cu drag și făcând meseria asta cu drag, atunci da, într-adevăr, mă puteam lipsi de niște bucurii ale vieții, cum ar fi un club miercuri, la, știi că de regulă cluburile pe barter cu băutură mocas, miercuri, că nu ți dă nimeni sâmbătă sau Vineri. și joia. Și joia. Și joia da. Dar atunci sunt alea, știi, da. și vine și sâmbătă trebuie să plătești și ai urea. Și eu nu puteam să merg, decât mergeam miercuri, stăteam până la 11.20 și plecam acasă. Când practic toată lumea era trează. Asta e foarte neasol, când, e ești, când ești singur, știi, și uh, mă rog, speri în, în aburi, speri în uh, în puterea alcoolului, ca să distorsioneze vederea fetelor, deci, ce? până la 11-20, nimic, nu? Mă vedeau la fel, știi? Și Poate ei, doar dacă erau studente și beau înainte acasă ca să poată să vină să bea și în club da, două pe oră. Greu, păi. greu, așa, așa. Mm. Și fetele nu prea beau acasă, doar băieții, știi? Mai ah, beau un pet. Zic. Da. Nu prea aveți niște fete care se combine la un pet, știi? de. nu poți da o dau mărci. <l> da, îl știi pe ăla, maro. Normal. Nu... nu se strâng fetele, luăm și noi un pet, fata. la cu nume de urare. Hai. Ăla, și da. celălalt cu nume de munți. Ok. Deci, sunt mai multe Păi noi așa am învățat Prei. geografie, eu nu adică noi așa am după Da, nume, păi da. eu de acolo știu exact de... babele și toate și <laughs> da. circunferințele munților. Uh, da, și de, de asta era greu, că nu puteam să mă distrez. Și cumva au fost niște ani, adică tinerețea aia, mișto, că am, am început la 25 de ani, cred. Ok, în deci 24, erai fix de, 24. erai de vârsta mea și acolo ai ajuns la 30. 30, da. Uh, cum e pragul ăsta pentru tine, Ionuț? Băi, cu dureri multe. În ce sens? De, de corp. Te o, dor se simte? Adică chestii, e? Da, te dor chestii și apar... Adică am o aplicație de boli. Mi-am luat, cred că luna asta, o aplicație de boli. Și cred că stau cam o dată la două zile stau pe aplicație Și de boli. nu e la toate același verdict? ora pe care îl intuim? E hipohondrie sau ce? No, you've got cancer. A, nu! Doamne, nu! Păi știi, ca, știi că, știi sunt, glumele alea, huh? sunt glumele alea pe internet, că orice ai căutat pe Google ăla păi e... tocmai pe Google, da, da asta găseam mereu. Da, da, o da aplic ați luat aplicație. <laughs> Ne-am luat aplicație frumos și aplicația asta e mai blândă cu mine, știi? Okay. Îmi zice, bă, ești tu prost, dar din nou, nu, nu, nu zic chiar asta. Deci, uh -huh. e ok, nu e chiar atât de grav. Și bă, intru așa zilnic sau odată la două zile și mă uite, mă doare călcâiul. Bun, s-ar putea să ai nu știu ce. Dar n-ai. Dar n-ai. s-ar putea dacă ești tu ipohondru Obse, și nebun. Da, nu știu ce. ar exact. putea în cazul în care vrei tu să ai cât. Și atragi, știi? Și îți dorești o boală. uneori. Uh -huh. Dar e cum îți proiectai tu la 30 de ani? Adică te gândeai no. că o să fii mai bine sau mai nașpa? Nu, nu, mă gândeam că să fiu mult mai bine. Bă, și da, 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 mă gândeam, gândeam că să fiu genial. Că, și că fac milioane. Și că începe, începe viața adevărată la 30 de ani, știi? când de fapt Da, tu ai relație, te culci de vreme, ai venit în interviu la Cancan în loc să te Jimmy Kimmel să zică Hey, Hei, Ionuț, do you want to come? Yo, I heard you were fired from, so I heard you, you quit your job from on the radio. That's cool, man. So, so, so come here to, you know, like, just bring the water. Brag, brag about yourself. Și, da, n-a fost să fie, n-a fost. Era mișto America. Era mișto să te sune Jimmy și eu am vrut. Adică am numărul lui în telefon, nu mi-a dat așa că un mesaj mm -hmm. din când în când, a scos Nu de când a uitat de unde a plecat. Mm -hmm. Exact. El a plecat de aici, de la Sândărei. Eu sunt sigur că el nu are o poveste atât de interesantă cum ai tu, Niciodată. pe care toți o știm. A, speak prin... noștri, am podcast, speak. Da? Ce ai făcut, spicule? Da. Exact, Era singurul om care Că, că sunt întreba peste tot. Și tu chiar ai fost șofer de uh, camion? Te-am văzut așa după cum stai cu mâna. Mm -hmm. Adică ai venit, ai venit, ai venit cu deja și cu un prosop după tine <laughs> cu femei goale. Și mi-am dat eu seama că acolo e ceva. Și dădeai cutia la taograf, puneai magnetul. Deja, asta e insight. <laughs> nu că merge trebuie. că să uită este 3 Da, da, da. Eu nu am auzit că sunt mega fani da. trebuie să sunt cu camera. Chiar să, Da. Bun, uh, hai să vedem dacă ți-a dat România banii pe team building. Da, am luat banii, mersi Matei, Ok. și mi-am deschis cu ei, îți dai seama, niște... Bă, acum brand e să deschizi niște... șaormerie, frate. Acum, dacă și Jonuțu face șaormerii, trebuie și tu. E acolo. Mă, da, dar nu m-aș băga pe șaurmerie. M-aș băga pe ceva unguresc, pe gulașerie. Gulașerie! Să fie în zona mea, știi? Cârteoșerie, dacă așa zice, habar. Să-mi aducă aportul genetic. Ca să fii sigur că îi pierzi pe toți. Da, exact. Și că se aruncă în clădire cu ce. Dar nu că sunt apreciate felurile astea ungurești aici. Ungaria, Mexico, Europei. La picanterie. Zice, asta au niște mâncări foarte picante. Okay. Uh, deci, bun, acum revenind într-o zonă serioasă, că pentru tine totul este o glumă, Ionuț. Că nu poți să fii serios odată. Exact. Asta se trebuie tuturor femeilor din Exact, iată. exact. Măi, dar odată! Te-am rugat frumos. Adică la început mi s-a părut funny, dar după aia chiar mi se pare că exagerezi, Ionuț. Da, și nici nu ești așa amuzat dacă e un Și nici nu... Oamenii exagerează când îți atribuie acest... Uh calificativ. De dacă compensai pe partea altă, poate era și am. Da, ai, 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 Da, mă rog, hai să revenim la team building, te rog frumos, Ionut. Da, mulți bani. Da. Mulți bani. Nu, acum fără hmm. că trincă. La modul, am văzut un interviu cu Matei în Cam care zicea că... Da. Da. Pomenit fie numere. Am văzut că el spunea sau clarifica faptul că unii dintre actori, majoritatea, au primit între 1000 și 1500 de euro pe ziua de filmare. Între timp, <laughs> între timp, unii care erau prieteni de, -ai, de -ai lui, de -ai lui Micuțu, de lui Coteț, au venit pe niște sume mai mici sau benevol și s-au înțeles ei ulterior să primească banii după ce este filmul. Având în vedere că este filmul cu cele mai bune încasări din istoria României, câți, întrebarea lui, câți bani a câștigat Ionuț Rusu din prestația lui impecabilă? în da, vezi că întrebarea roșie nu e niciodată legată de ce ai zis înainte. deci întrebarea roșie știi că îți descria. Bun, având în vedere că e cel mai urmărit film din istoria României, întrebarea roșie, cum te înțelegi cu mătușile tale? Adică asta era total în altă zonă. Băi, au fost niște bani, judecând pe faptul că eu am fost în primul film, mi-am dorit super mult să joc. Și am văzut-o ca pe oportunitate. Adică, Cine are șansa așa fără niciun fel de studiu? Că n-am avut studii la facultate neapărat. Am făcut niște cursuri de teatru, dar și alea gratis. Okay. Cine are șansa să joace într-un film atât de mare? Adică nu prea ți se oferă oportunitatea asta. Și atunci și pentru ei era un risc și am mers. Adică eu sunt mulțumit de, de bani. N-am încasat chiar atât, dar am mers și din prietenie cumva, că nu mă știam. Și mă știu încă cu Matei. Dar sunt, sunt mulțumit pentru ce s-a întâmplat și, cu siguranță, filmul ăsta o să ne deschidă și alte porți către alte filme, poate o să facem chiar și noi pe viitor. Adică, și, și eu am visul ăsta de a face un film, de a scrie un film, de a-l produce, nu știu dacă vreau să-l produc, dar să-l scriu și să. și atât, și să joc. Ok, pentru că vorbeam mai devreme și despre Mercea Bravo, cu care tu ești prieten și cu care ai fost și confundat în niște momente cheie ale vieții tale. Da. Sperăm că nu atât de cheie. Bă. Sau că nu, <laughs> nu a fost strigat în niște. Da, 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 am fost Mircea, confundat. Mir -a, Mir -a, da. da. Dar îmi place. Îți place? Adică, ok. Bă, n-ai față de Mircea, ai față de Ionuț. Adică, da, okay. am față de Ionuț, dar parcă îmi place așa câteodată să mi se mai zică Mircea. Ok. Și în momentele alea. Ok. Deci, uh, câte hâți rezidenți, întrebarea roșie, câte hâți rezidenți poți construi cu banii pe care i-ai obținut de pe urma filmului din building? Machete. <laughs> aceste... Mă, măcar o, de o casă ți ajung? Machetă? de <gâng> ce? Haide, mă, nu? Băi, dar cine se dă bani de o casă într-un film în România? Pe 4 milioane de dolari. Și tu ai fost o parte păi foarte importantă, Ion. Ideea la ăia 4 milioane e că o foarte... 800 de mii au fost investiți. Da, da, și o parte se duce cinematografe, mai e și componenta de promovare, adică se cheltuie din banii Destul deci de mult. Deci Matei a rămas cu un milion? Nu sper. <laughs> Ar n-am, na, îți mai mai cer dacă... Mm -hmm. O, o mai masă, dar și, da și el, o masă după aia? Bă, a dat mai multe de-a lungul timpului. Chiar a dat mai multe. Deci, uh, fi, da, da, a dat mai multe de-a lungul timpului. Ok. Deci, din punctul ăsta de vedere, e ok. Și după aia am mai jucat în două filme, după team building. Adică mi s-au mai deschis ușa. Am jucat la Bravo, la Mircea și la, la, la Pavel, la Ramon, la Pavel Bartos. Ok. Deci ți s-au deschis da, ușile cinematografiei? Da. Pentru că cumva, eu când am făcut interviu cu voi la Kiss, că putem să zicem numele, evident că putem să zicem numele, eu când am făcut interviu cu voi la Kiss mi a zis, boi, eu vreau să mă apuc să mă concentrez pe partea asta cinematografică. Bănuiesc că voi știați deja că o să se termine toată treaba acolo, și cumva vă organizați să rețin în sensul ăsta, fiecare. Da, da, adică erau cumva niște discuții. discuții. Și eu visam de mult să-mi urmez visul ăsta pe cinema. Adică mi-asta îmi place cel mai mult, să fac lucruri hmm. filmate. Da, pentru că ești tu egocentric și îți place să te vezi acolo pe cameră sau pentru că ai nevoie de validarea faptului că ești prea Am două sferele. Nu ai nicio variantă bună ca să le... Da, mi eu tu! Ambele. Ok. Nu, lăsăm, gluma la, lăsăm gluma la o parte. Mă gluma la o parte. E, care e motivația ta în sensul ăsta? Mai aceeași care e și, pentru, și pe online. Să aducă o stare de bine oamenilor. Serios, nu. Dincolo de. Plac, sunt aur, îmi plac și banii. Îmi plac cei. Eu accept proiecte de regulă. Eu -mi -mi fac și campanii și tot felul de lucruri. De niciodată în campanie eu nu le-am zis, n-am îndemnat oamenii să facă ceva, ci doar am expus un produs. Okay. Adică asta mi se, mi se pare că de multe ori e confundată. De ce faci reclamă la ceva anume? Eu doar expun un produs. Dar asta, de, de ce facem noi campanii ca să avem resurse să investim în clipuri viitoare? Și asta e un motiv și să trăim, bineînțeles. Ok, filmul, filmul vieții tale, cum o să se numească, Ionut? Pentru că dacă vrei să-l scrii să-l regizezi, dar nu să-l produci, îmi imaginez că te-ai gândit așa la un moment dat cum ai vrea să se numească. Filmul vieții mele? Da. Bă, Captiv în libertate. Bun sau uh, Drumuri bune, colegul? Băi, dar toate ok. Bun, asta e partea a doua. partea Captivă libertate și drumul bunei colegi. Vezi ar fi bun de titlu. Măi, da, eu, aș face un film cu tiriști. Îmi sper că e foarte scump să faci un film cu tiruri. Să, să, să Să blochezi drumuri, să iei tiruri închiriate. E scump, rău după aia să dinamitezi drumuri, că acum trebuie să și bubuie un pic, ai văzut la Matei cu haita că trebuie, și cu bătaie și cu, înțelegi, e treabă serioasă. Așa la o masă e mult mai, mai simplu, cum se făceau filmele alea bune românești. Și se mânca la ciorbă. Masă, ciorbă și atât. Ce uh -huh. Cele mai bune filme. Da, voi cum, pentru că și tu faci parte din tagma asta, evident, a actorilor acum, cum supraviețuiți idei de. Bă, nu să mai nasc, Cum era odată? Toma Caragiu, păi băi, actorii, monștri, domnule. Da, e, și revelioanele, și revelioanele alea, deci când domnule, te uitai... Domnule, Nae și Vasile. nu, degeaba. Încercați voi niște scenete acolo, niște Măscăreli. anecdote, dar măscărel da, mai muțărel, domnule. Ce făcea domnul Nae? <laughs> nu era pur și simplu, mă, mă, mă crăcănam. Mă crăcănam în fața televizorului okay. Vecinilor Evident, pentru că era un singur televizor pe scară Adică asta era toată treaba Și se strângeau acolo, că n-aveau ce să facă altceva Asta era avantaj mai erau foarte buni, într-adevăr Aveau, nu știu, mi se, mi se părea că aveau o simplitate Pe care Pe care e greu să o dobândim acum Sincer, actorii de demult Nu e prea că erau mai talentați Dar știau să facă lucrurile mai simplu Aveau delivery-ul altfel? Simți? Da, da, era foarte relaxat, degajat. Acum, acum mi se pare, nu toți, uh -huh. dar mi se pare că foarte mulți încearcă să impresioneze, să dea mult, știi, să, 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 să semnalizeze. Asta se întâmplă și, și în, în sketch-uri pe online. Și în Le lipsește firescu. Asta da, le lipsește firescu și semnalizează. I am zis o glumă. Aici am zis glumă. Ai văzut că am zis glumă? În loc să pur și simplu să lași să curgă acțiunea și să să fie amuzant, tu neștiind că ești amuzant. Ai Apropo zi. de curs acțiunea, vreau uh, pe, timp de 10 secunde, pentru că vorbeam cu Pulhac la un moment dat în, uh, în, interviu referitor la team building și zicea, bă Matei, deci groaznic, deci când, când suntem cu el pe de filmare, bă, parcă intră necurat A, în nu el. Mai e, da nu, da, nu. mai e omul ăla dispus să piardă bani ca să râdem, să ne distrăm. Exact, să ne hăhăim, să ne astea. Ai ure. Da. Uh, 10 secunde de Matei Dima, pe platourile de filmare, mi-aș dori dacă se poate. Cred că știi despre ce e vorba. Păi nu, tu! A, 10 secunde de Matei, da, de da, da. Îmi dai un Nu, 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 nu ne-am gândit la asta. Nu -am, am avut buget. că ăla când eram noi băuți o, și petreceam. Știu, da, 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 foarte bună. Am, am, difuzat și noi. Băi, nu prea îl vedeam pe Matei, era mereu, eu mă într feream pot. de cadru când n-aveam uh -huh. și mă duceam la șerpărie, așa zicea, unde beam noi. Și cred că el era mereu și făcea alea, 10 secunde asta surai eu știi, uh -huh. cadrul. Ok, bine, hai aș... să... aș vrea, aș vrea așa să-l faci. așa e camera, frate. ok. da, okay. da, de, de, de atunci fac și eu la filmările mele, știi, ca să... Mai ales când vine cineva nou... Uh -huh. Aha, ca să... da, 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 uh -huh, am înțeles. Uh -huh. Gen că tu știi că ești... Ca să pară știi că, băi, da. sunt un neavenit. Am o experiență, niște cursuri, cărți și fac și eu schema asta. Uh -huh. Bine, ăștia care filmează cu mine se prinzi. Băi, nu, te mai Băi, că... eu îți las Ah, mă. Știm cu toții că. Da. Ai noroc pe ați. Dar fac și eu lumini, nu știu ce. pare că acolo. E foarte important să pari că știi în România. Întotdeauna. Deci în România, dacă pari că știi, uh -huh. ești, ești super bine în orice. Pari, da doar să pară că știi. Da, tu știi sau pare că știi. Uh, în majoritatea cazurilor. Pe, cum mi zice, pe filmare propriu-zisă. Da. Par. Uh -huh. Adică pe, pur și simplu, pe lumini, pe dină, nu știu, îți dai seama, știu, doar nu-ți trebuie umbre. Okay. Uh, dar în pe script și pe, pe, joc, mi se pare că știu, adică e, e, e un pas în plus, că nu o să zic niciodată știu, că pare prea arogant. Ok, tu explorezi în continuare, adică asta îmi imaginez. Păi script. da, nu le știi niciodată profund, nu le știi într totul. Ar fi imposibil, nu cred că există cineva care știe tot. Dar învăț, pe zi ce trece. Și bine, ar fi mirică, da. Să... În afară Aștept. de mirică, bineînțeles, și drăcea, dar rest, sunt doi. Care drăcea acum s-a dus la radio în partea altă. S-a și... dus, cred -am pierdut. am pierdut. L-am pierdut. A așteptat să te retragi tu, pentru că era deja mult prea multă comedie pe radio UD în România și cumva, știi, da, da a zis -a om, Acum e momentul meu să uh -huh. vezi ce le fac. Dar e uh -huh. mișto emisiunea. Chiar am ascultat -o. e nice. Toate proces. sunt bune. Toate eu sunt Eu nu urăsc pe nimeni. Bate am înțeles. Bă, da, care a fost invitatul care te-a spart pe tine cel mai tare la, la radio. Nu uh, știu, ca prestație live artistică, la nivel de discurs, nu știu, să să pleci Dan de Blan. acolo stand. Dambalan. Deci Dambalan m-a impresionat complet. Nu știu ce, pentru că faptul fapt că strălucește Dambalan. Dambalan chiar strălucește. Adică emană, nu știu dacă ai văzut uh, saga Amurg uh -huh, da. cu ăla Edward Cullen. Ăla strălucea mereu. Așa i Dambelan în realitate. Adică ies raze din față. E pur și simplu un supraom. Și băiat frumos. Și, și un băiat extraordinar de frumos. Și, dar venise într-o zi la radio și avea o pălărie în cap. Și nu știu, el el dormit sau ceva de genul ăsta. Încerca să-și pună căștile peste pălărie. Și nu se, se opreau aici căștile pe pălărie, știi? Era lung. și tot dădea el. Și zice că, Dan, Dan... Te-ai gândit că dacă îți dai pălăria jos, Și el s-a uitat. Geniu. Așa, probabil, era, -și. Da. Eu Bă. Lege firească, nu? <laughs> Exact. De unde ai venit? Tu, tu ai fost selectat dintr-o marjă de oameni e, pentru inteligența ta, da. Și mi-a plăcut foarte mult că. Ok, dar de era deci super era adormit, era mega adormit, adică mm -hmm. se vedea că nu se trezește la ora aia și Viață de, de artism, frate. Efectiv, okay, nu știa cum să-și să scoată pălăria. Ok, am înțeles. Deci el a fost <coughs> și la prestație artistică sau doar așa ca vibe? Uh, ca vibe și ca prestație artistică. Mi-a plăcut puia foarte mult. Era Erai a... și mic când l ascultai și la... poate da asta ți-a dat energia aia, știi? Da. Mâine, da, mi-a plăcut super mult show ul pe care l-a făcut când am lansat a lua cu un an. Acum un an și ceva, când am făcut lansarea, am făcut-o într-un spațiu mai larg, uh -huh. la Beautiful. Da. Avem voie să zicem. Ștergeți voi asta. Da. La... Ce pare că am zis? La... Ăla de pe lac. Da, la... Da. Așa. Nu, jos, jos, de la timpul noi. Și a venit. Da, undeva voi? da, la sediu. Da, și fix la restaurant. Mm -hmm. Și a venit mai mulți cântăreți și puia și-a făcut un mega show. Și culmea de la el nu mă așteptam, pentru că îl percepeam cumva ca pe un artist na, din copilăria mea, care nu e atât de Updated? adaptat, uh -huh. deși m-a surprins. Și cu piesele noi, chiar a, a dat-o foarte bine. Bă, dar știi ce vreau a să întreb? Mi-a venit mi acum mi întrebarea asta. Pe cine urăște cel mai mult? Nu pe cine urăște cel mai mult, că e clar. bine. Azi, hai! Păi cine <laughs> nu, nu nu. Băi, pe Vladimir. <laughs> Drăghia sau Putin, că sunt doi. Stai seama că... Păi Mă rog, așa, <laughs> e adevărată treaba aia cu uh, artiștii care veneau cu cadouri ca să le băgați piesele pe radio? Oh, Doamne, dar câte cadouri n-am primit să le bag piesele pe radio, că Și eu decideam. Eu da? decideam. Mașina, da, e uh -huh. de la Andra, okay. apartamentul de la Delia. Stai, ce-am mai primit? M am mai luat... Parcă niște Pălăria bani. de la Dambălan? Pălăria, niște bani am luat de la Carlos Dreams. Am mai luat de la moto însă mi-a dat niște favoruri. Tot uh -huh. felul de, în Chișinău, niște niște băieți, hoteluri, tot felul, da, gratis, bartere. Uh -huh. Da, se iau foarte mulți bani, deci niște șpăgi imense. Am înțeles. Îți dai seama. Ok. Perfect. Și eu decideam în primul rând, adică întotdeauna noi decidem, nu, nu directorul de playlist. Noi, care păi, nu ne da, tu te duceai și ziceai... Bagă pe aia putești. că eu mă pricep, nu băga după studii care fac audiența. Exact. Băgă ce zic eu. Normal. Ce nu e eu nu Da, și acum într-o notă... Reală. Ce tare ar fi să închidă lumea clipul după ăsta. Da. Era sigur! Nu, acum într-o notă reală, nu, nu. Eu nu știu să se fi practicat asta la Kiss FM niciodată. Ok. Nu știu de alte radiouri. Nu cred că nici la altele nu. se practica. Sau probabil înainte, pe vremea 90, când atunci n-ai Era domnul toată... și cred că, do Da, 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 am da, Măculescu, da. Când facea foarte, foarte frumos. <laughs> foarte, <laughs> A foarte A foarte mult. A foarte mult. Codina Chiria. Atunci poate, poate, poate se facea, dar acum nu, nu am auzit. Nu, no, chiar, chiar n-am auzit. Și mă susținea și Mariana, era alături de mine la vremea exact, zic, da, 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 și cu Mariana, când nu eram certat, când nu era Mariana un pic semi-nebună. Așa. Um, <gântu -l> da, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, dar am, 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 am iubit-o și a fost frumos și la Capatos, cât a durat cu ea. Sper că au avut emisiune întreagă, la un un an. Da, Mariana, o serie. M a fost se serie. ea. Mă speriam prin televizor, ce am băi, ești rău, frate. Mi-ar -mi fi frică să dorm cu ea. Nu că nu știi doamna ce avea o, dacă te mai avea trezi o de... instabilitate excepțională. Deci, părea că în orice moment e buni. gata de înjunghiere. <laughs> în orice moment iar la ea o lamă, un briceag pe care o să-l bage în oameni random, nu neapărat. Știi, să înseamnă să dormi lângă ea după ce te privește așa în ochi, înainte să te culci? Te iubesc, mai! Știi că ea și urla. Te iubesc, mai prost! Ce da, da, da și... mulțumesc, mulțumesc, foarte mult. Te rog să-mi iau armura și uh, ne putem culca. <laughs> Acum că am ieșit din Horia Moculescu și Mariana, un super cuplu. A Mi-aș ciudat da. într-adevăr. Mi da, Mi-aș dori. Mi dori. Mi dori să, reexist, să se refacă genul ăsta de cupluri, că nu mai e umor pe și cuplu. Da, și uh, genul ăsta de, uh, de show. Da, Pentru că dacă vrei să acum... Da, nu mai ai cu cine. La uh -huh. late night show -uri nu mai funcționează așa. Și, și, vrei să le faci cu oameni de calitate? Pe păi ce am nebunit Le facem ca afară? Asta zic. Deci Prigoană Bacmuțeancă, mm -hmm. Moculescu Mariana, mai era și Oana cu Viorel, dar el săracul nu mai putea. I-a voia? Ar fi, s-ar fi circăirit și el, dar nu mai putea. El avea doar un deget cu care avea treabă. Apoi că nel Îi plac. Știm toți că îi plac. Îi plăceau ca acolo... Îi plăceau. Da, da, o aplicație. Îți iei pe telefon? Îți iei pe că are telefon? aplicație și dă rotiri. Ai băgat 100 de lei? Sau la Super Spin, Că na. Da, îți dai seama că na, se găsesc modalități uh -huh. Și mai era și Guță cu oricum Guță cu nevasta lui Cu Narcisa da. Nibu. Guță, nibu. Și el cu freza aia lui Senzațional Niște vremuri frumoase în care am fost educați Golden Age? Da, da, da În care s-au pus bazele educației noastre Ale generației okay. Ce generație suntem noi? Sunt Mileniali Eu sunt Z Ești Z? Da. Ești milenial? nu, no, cred că din 1905 e generația Z ai, ah, eu sunt cu milenialii, cu băieții grei. Da, am înțeles, băieții grei. Okay. Mă rog, și zetul de început. Mm -hmm. Am fost. Da. Am Știi fost că de fiecare dată e chestia asta. După noi sunt. ăia, deci. ei deci. sunt. Roși rău, Pe noi? Exact. Noi? Bă, Ui, eu, da, dar. Voi... noi mă, ne mai dădeam interesul, adică să vedea că ne mai preocupăm. Ăștia, B nici la școală. Doi mergeam noi. și noi la cafea. Mergeam la noi, dar. Noi avem Iahu Messenger, pe telefon. Nu este la cablu, la internet, la PC. Ok, Pentru că tu ai prins vremurile astea ușor restrictive Între grimele dacă vrei da. L-am întrebat și pe Shelly data trecută Și vreau să te întreb și pe tine Pentru că mi se pare că s-ar putea fi destul de educativă situația asta Ce și-a dorit Ionuț Rusu Să aibă Să acumuleze Să-și cumpere Să dețină Când era mic Și poate a reușit sau nu a reușit acum PlayStation Prima chestie ai. Cum l-am -am primit Cinci Cinci? Și eu. Pot da proste la cei de la Sony, pentru că așa. Deci PlayStation ar fi unul. Da. Uh, smartphone. Mi-am dorit mult smartphone în copilărie și nu, ai mei nu credeau un smartphone. Nu erau atei în ale smartphone. Era păcat. cu, butoane, cu butoane și cu lanternă. O să iei salariu și ce ce vrei, dacă nu atunci nu Mi-am dorit internet rapid. Nu aveam nici. Aveam un internet de la garaj, de lângă blocul meu. Uh -huh se numea Adisoft Net Era Adi. Era înțepat la rețea, cum ar veni. La rețea și țin minte că puneam uneori pe U-Torrent. Nu faceți asta, erau niște vremuri în care... Dar așa cum mă căiesc. Niciodată. Eu și acum merg la biserica prin lumânări pentru că am downloadat ilegal filme și jocuri. Ce film? Și... Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Filme, filme. Ioan, și friliciuri. Da, dar pentru, doar pentru, doar pentru uh, rație, știi? Că îți făcea rație. Normal, normal. Da, nu ca să normal, nu, tu fie, să nu fii tu la Da, să exact. Să da. Din nou, nu folosiți fai. Vă rog frumos. Așa. <laughs> uh, da, mi-am dorit asta. Deci un smartphone. Da. Internet de mare viteză, pentru că atunci când depășeam 10 kB pe secundă, mă suna ăla și era, frate, ce faci că explodează aici? E super încărcat serverul. Uh, și ce mi-am mai... mereu să-mi cumpăr câte dulciuri vreau eu. mi-am mi dorit să ajung în, în în care să mă uit în magazin și să le iau câte vreau, să n-aleg una sau ceva. Bun. Deci ca Kinder sau nu știu ce? un okay. da. uh. Și pe cineva care să te iubească. Na, eu n-am avut. Afară de da. mama, nu. Da. A fost la tine asta? Da, m-au iubit amândoi. Uh -huh. Eu am o poveste din asta foarte clar. O, 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 poveste care nu stârnește lacrimi. Asta eu, eu de-aia mă gândesc mereu la Oscar, bă, ce să inventez. Dacă la Care șoar, ar fi spicit-o? Ar fi. mi-a fost bine. Adică, nu pot zic că am trecut prin niște mega greutăți. Uh -huh. Din astea, la nivel emoțional, știi, cu familia. Că mai sunt, după atâta bătaie luată, și după nu știu ce m-au aruncat în tombero, dar eu n -am. Parcă îi condam pe părinții mei că nu au făcut nenorociri. Da, mă, dar asta ești o poveste. Adică, acum am pot chestiuri sau uite în interviuri când ești invitat. Pot să să zică și el ceva, mă, nu știu, o chestie de asta super șocant. Nu m-au vrut la naștere. Păi eu ce titlu pun, mă, eu nu ți Păi bune acum, fără că tu nu te gândești la mine? Oamenii nu s-a atenți. Deci, din cauza părinților mei care s-au comportat ok cu mine, oamenii nu dau click. Pentru că am o poveste și la șapte ani m-au dus la școală. Ei te-au dus la școală? De ce nu te-au dus la șase? Ai avut cumva niște probleme? S-a întâmplat ceva acolo, eu nu De ce nu erau bețivi? De ce nu erau beți? Și tu te-ai dus la școală, te-ai îmbrăcat de la nu știu ce prieten și erau beți, rupți, nu știu unde. Exact. Și erați pe punctul de a, de a fi dați afară din casă uh -huh. pentru că au băut toți banii. Uh -huh. Asta e o poveste, dragi exact. părinți. Părinți. Bă, dar inventează următoarea dată când vii, te rog eu frumos, vină -o cu ceva, adică inventează. A, e, că nu. Dar eu, când o să fiu părinte, eu o să fac lucrurile. Tocmai de asta. Eu o să fiu un bețiv. <laughs> și cu femeia mea la fel, pentru că al nostru copil să aibă o poveste. Exact. Noi nu o să fim niște părinți din aia normali iubitori, pentru că nu va avea poveste și atunci când va avea un, un clip undeva, ce clickbait pui? Că nu ai clickbait. Normal. Dar contează clickbait-ul pe YouTube? Băi, contează clickbait e rețeaua clickbait-ului. Contează peste tot pe net. Din păcate. Pentru că vorbeam, uh, uite, aseară m-am întâlnit cu Spic la un eveniment, tot domnul Spic pomenit fei numele. Da, la evenimentul la care am fost cu toții. Că... Da, mă, dar n-am vrut. De, de ce faci mă asta? Hai, spoiler, scuze. -t. De ce la faci ce asta? La ce eveniment să vin? Unde Am fost la un eveniment cu Antol, pentru că n-am sunt prietenii noștri. A fost la un mall mai spre Băneasa. Bă, și... -ar fi să da. merg. Nu te-ai invitat, nu? Nu Așa e, că nu te-am văzut acolo, nici nu te-am zis. Lasă mă că vorbim mâine că la vorbim interviu, mâine, da. da. Așa. Și uh, zice ce, bum, mă uitam la un moment dat la unul dintre. Uh, la ultimul uh, podcast și bum, pică nașpa lumina. Da, după aia tot i-am stat și m-am gândit zi, Bă, stai un pic că. de fapt sunt unii oameni care se filmează cu telefonul și contează doar contentul. Băi, da, de foarte nu? multe ori, da, contează contentul. Da, uite că făceam mai multe view-uri înainte, la început, când făceam exact. Galaxy S. 1,3 uh -huh. și ăla spartă camera tot. Dar bine, atunci nu erau nici variante atât de multe. În schimb, e consumul un pic, din păcate, calitatea contentului nu e cea mai premium. Calitatea contentului care face ravage. Ok. Adică e scandalul, e mizeria, uite și pe TikTok, de exemplu. Ne trimitem oameni cu curcani în cap, din ăștia care, Între care? se aruncă în. Da, din ăștia cu Ei, salut oameni, nu știu ce este aia, nu știu cum o cheamă. Doamna mortișea de pe TikTok. Da, și mai e doamna Popa Elena Luminița, care e virală. Aia, aia, Popa Elena da. Luminița, nu e ea? Da. Multă lume mă întreabă, hei, dar cum de nu știu ce... Mă rog, aia. Și... Dar pentru tine e sursă de inspirație TikTok-ul, pentru că tu de acolo poți să ții niște personaje care au devenit deja virale. Nu, eu Na? nu sunt adeptul personajelor cu probleme. Pentru că, adică, un om imitabil trebuie să aibă și niște realizări. Uh -huh. trebuie să fie un om totuși respectabil. Nu iau, așa iau orice om de pe stradă care are niște probleme, săracu, știi? Sunt niște probleme, oamenii au probleme. Eu chiar speram nu că să mai că... la un moment dat. Da, nu, nu ai șansă cu problemele astea. <laughs> nu, ideea e că, practic, exploatezi un om cu o problemă de sănătate, de foarte multe ori că cei mai mulți oameni care fac content de genul ăsta și se postează sau sunt postați de altcineva, au probleme de sănătate, chiar au probleme, ori mentale, ori e o afecțiune. Okay. Și, practic, o ei cumva în derâdere. Unii e... sunt amuzanți, unii sunt amuzanți. E Dar nu se să-i ducem mai departe. Dar ei. Nu știu, eu nu, nu cred că ar trebui să se dea rici unor astfel de elemente. Ok. Pentru că în clipurile tale sunt uh, super, super multe fete, Ionuț. Da. Sunt o grămadă de fete și diferite. Puhoi. Da. Dar niciodată iubita ta. De ce nu... Întrebarea roșie? Ce fel de copilărie a avut iubita lui Ionus <laughs> Rus de... de credeți că nu, <laughs> de nu vrea să apară clipurile lui. Exact. Zi-mă de ce nu apare mă, cu tine în clipuri, măcar dată. Băi, a apărut toată. A apărut cu o la un energie. Așa, dacă era purtat. nu vreau să, cum zice, să combin zonele astea. Am făcut-o. n-aș vrea, Da, dar nu mă ascund. Nu ascund, dar n-aș vrea să, să amestecăm zona profesionalului cu personalul, pentru că de multe ori intervine un fel de gelozie pe parcurs. În ce sens? În sensul în care, uite, de exemplu, dacă eu am un clip uh, în, un clip cu o iubită care sau ceva de genul ăsta, uh -huh. bun, joacă ea. Am un alt fel de clip în care iubita este altfel, o văd într-o altă zonă, altă o să... categorie de om, uh -huh. și atunci ea nu poate să joace, că îi spui, explici, uite, asta este pentru tipologia aceasta. A. Ok. De ce? știi? Și trebuie să oferi explicații, trebuie să nu știu ce. Plus că dacă nu are, dacă nu-și dorește asta cu adevărat, dacă nu are visul ăsta de a fi actriță, că până la urmă trebuie să faci actorie și în clipurile astea, de, deși de unii zic, hai mă, sketch dar e actorie, adică eu țin foarte mult. Trebuie la... Să o stare, da, e clar. Și eu țin foarte mult la calitatea actului artistic, chiar țin enorm și de multe ori sunt un nenorocit și pe platou când filmăm că vreau să iasă bine. Și dacă nu vrea, nu are visul ăsta, de ce să o chinui? De ce să o pun în postura asta? Că ne trăim iubirea. Dacă avem ceva simpatic de făcut la un moment dat, dar doar așa, ca fan, o să facem. Asta e filozofia mea de viață. Am zis, am trecut prin asta, am făcut și treaba asta. S-a comparat mă vreodată cu fosta? Dacă vrei să-mi zici, dacă nu vrei să-mi zici, Ionuțe, n nu mi zici. În ce sens? Nu știu, habar n-am să intre pe Instagram we, să uite și să zic că uite, asta era așa, Ionuța așa. <hânt> nu cred, nu. Nu cred că s-a cumpărat nu. N-a avut, n-a, na, na se reproși, serios. Se reprusie, serios. Nu, nu s-a cumpărat, n-a avut accese de astea, de uh, inferioritate sau superioritate. Față de știi cilalali. că fetele de obicei fac asta. e normal, Stiu, uite, eu, eu sunt mai bun de sigur, acesta, sigur o fac toate. <glie> normal. <hî> eu ce știu. Mă, nu știu. Eu, eu nu am cumpărat niciodată cu foște. nimic și frică, știi? Că, Mai ales dacă e un brunețel de la mai bine nu intru. Sigur, Sigur, nu-ți mai bine, cel puțin fizic. Și atunci ai ce... Bă, da, fii atent. Tu, în momentul în care ai bubuit-o la București, între ghilimele, da. Ai auzit mai devreme că ești și campionatul mondial, ai auzit mai devreme gluma. A sunat în momentul în care ai bubuit-o pe una. Gluma de la campionatul mondial de fixa cu o oră. Noi o să dăm asta peste o săptămână sau ceva de genul. ăsta, nici mai contează. A jucat Argentina cu Arabia Saudită. A pierdut. Da, a pierdut Argentina. Și le pe ei. Irai, Messi să fii. Exact. Și comentatorul a zis ceva de genul că uh, aceasta este bomba a campionatului mondial. Ai auzit zic, nu? nu. Bă, da, a făcut-o comentatorul. <laughs> Bă, nu m-am uitat că la... A câștigat Arabia Saudită și... <laughs> <laughs> Înțelegi? mine -a spart. Da, el a făcut-o conștient. Tu da, a fost Îți dai seama că a făcut-o conștient. Mm -hmm. Ce, tu n easter eggs din astea la radio? Aveai. Ba, da, ba, da, Logic. da, da, da. Logic! Am făcut niște chestii nepotrivite la un moment dat. Am fost și sunat de șef după niște glume. Este de da afară sau, gen, bă, nu mai faci? Bă, ești prost! Mă, <laughs> ești prost! Cum să te duci în asta? zona aia? Asta da? -o, o. Cred că o, pot să o și zic, că asta mi-amintesc exact. Ziua. Era se născuse un copil siamez. Așa. Cu două cape. Da, am și eu, băi, dintr-un exces de a fi, de a vrea să fiu amuzant, da. ceva că, băi, îți dai seama când o să aibă primul date, știi, cu cineva, copilul ăsta, o să-i... Ăla o la două capete, practic, știi? știi? <laughs> <laughs> și după aia, direct telefon. <laughs> da, a fost, a fost împotrivită. Da, da, mă rog. Ok. De regulă, cele mai mișto astea sunt. Bun. Uh, despre asta voiam să vorbim. Deci când ai bubuit la București, între ghilimele, uh, n-ai avut și tu perioada asta de băiețeală? În care, bă, Ba, da, ba, da. da, frumos. Da. Nu scură, frumos? Da, ba. Da, cum cum s-a manifestat? Uh, Băi, să manifestați. Ce era frumos, că era o sărăcie, lucie. Uh -huh. Când am, am bubuit-o, nu eram, nu făcusem bani, sau ceva de da. genul ăsta astfel încât să-mi permit cumva să scot femei în locuri, nu știu. Uh -huh. ce. <coughs> Și mergeam pe bartere. Asta era cel mai mare avantaj. Mergeam la băute din astea gratuite. Okay. Dar m-a ajutat foarte tare că era în momentul ăla, după ai umor. Era fix în momentul ăla, da. când era hat, treaba. Și de multe ori, fetele nu știau. Eu nu știau că eu sunt vai. Stăteam, efectiv, în Gilava locuiam. Locuiam în gilava cu un prieten. Ziceam Berceni, dar era după Berceni. Era pe lângă pușcării aproape. Și să dai seama că acolo la club ele credeau că... A, să vezi. L-a invitat patron. Da, și eu le ziceam, vrei să vii Unde? undeva aproape de centru, spre Berceni. Și n-a descopereau, să Aici, stai! Da, dar e temporar, adică se renovează la mine penthouse-ul și tu aveai și talentul ăsta de agent imobiliar. Și la 10 minute de metrou pe jos, adică nu, la... nu e Da, da, e da, le, le băgam asta de fiecare dată. Dar era frumos, era cum n aveam nici atât de multe griji și mă bucuram de fiecare. Ieșeam cred că de 2 trei ori pe săptămână. Și erau multe petreceri făcute de Global atunci, era da. o perioadă din asta efectiv nebună cu petreceri, cu distracții. Eram o gașcă din aia super omogenă acolo. Și ne, ne simțeam mega bine la petrecere. Ai prins și vreun trofeu de ăsta de care ești super mândru acum și pe care nu poți să ne le zici? Trofeu feminin, te referi? Uh -huh. Doar băieți, nu? Nu, no, nu, stai. <laughs> da, nu. Nu uh, Da, băi, în opinia mea, da. Am mai prins, da. da. În opinia mea. Că ești funny. Acum să... Și da, frumos. Și frumos, da. Frumusețea prima, după aia, după aia, umorul. Asta e și la spic. Că artiștii au mai au întâietate pe partea de interacțiune cu sexul mereu, frumos. Da. Mereu, mereu. A fost să stau un complex? Asta cu fanii e... e Băi, asta cu fanii, că îți dai sema, și la cabane. Eu, într-adevăr, le făceam să râdă până la 11, jumate, 12, jumate. După care eu rămâneam singur acolo pe scenă. Și intrau fotbaliști, intrau băieții ăștia care făceau chestii mai cool. Am înțeles. Deci nu erau Asta doar băiatul funny, fren, frenzonistul gen. Baza e alcoolul. <laughs> Baza alcool. Și lipsa cântăreții. A, mereu speram când plecau, ăștia nu prea tăteau mult la petreceri, că erau obosiți, da. mai Lisa și cântau, da? da, și stăteau până la un două. Și atunci intram noi pe ferie, că nu mai aveau variante fetele. E, a, să vă văd! Cu cine? <laughs> și rămâneam noi, glumeții. Okay. E, era tare, nu stăteam până la șapte, îți dai seama, cu femeia de serviciu plecam. Era era și mai amuzante că beau și... Na. Da, era super fan. Micuțul, tu erai micuț. Eram băi, deci eu nu știu, da. mor cu tine. Nu, e, e, ea, <laughs> mor. Ok. Ultimele două întrebări, pentru că mi s-a șoptit în cască faptul că mai avem maxim 10 -mi minute, cred că așa ziceau și ție la uh, emisiune. Păi. Uh, la un milion de abonați o să faci podcast cu iubita ta? Uh, la un milion pe YouTube? Da. De că asta și cu făcut. Eu, e o tradiție? Ar trebui... A, că au făcut pic și Stefanie. Da. Am crezut că, asta e, am crezut că e o, la YouTube e o regulă. Putem stii? să facem. Și că ți vine acasă foaia, uh -huh. bun, e timpul să faci podcast cu iubita ta. altfel anulăm tot. Uh -huh. Ștergem toți abonați. Băi, dacă simt că avem ceva de spus, nu știu cum ne căsătorim sau ceva, pui face Tensori? Mă, Na, n-am, planul ăsta pe în viitorul apropiat, sincer. Ți-ai făcut și la asta, la digital. Da, -am vezi azi? că îmi fac din... Uh, uh -huh. Am o spaimă, îl protejez, să nu cumva da. să intre ceva. <laughs> Na, n-am planul ăsta. Dar cine știe cum mă apucă nebunia? Nu-ți am... trimite inele pe Instagram? Gen, uite iubire ce nu, nu, am trimit alții. Am trimit alții care ar trebui să... Cum ea? Băieți, prieteni băieți îmi trimit. Ah. Au ajuns băieții să, fie, să pună presiune pe, pe prietenii lor. Eu n-am văzut asta. De regulă pun presiune părinții, familia, dar pe mine pun prietenii presiune. Hai, ah, când? când? Să vezi. Tot ea căsătorii ți dai seama. Evident. Că da. care ești deja înlănțuiți. Ah, ca să te bagi și pe tine la... te bagi. Hai da. frate, că e mișto. s Ok. Ultima întrebare, Ionuț. Unde faci Crăciunul? Pe teren neutru? Acasă la tine sau acasă la ea? Unde e socially Acceptable. <coughs> Băi... Toate Crăciunile din viața mea, în afară de unul singur, le-am făcut acasă cu familia. Și acel unul singur eram pe tir în Germania, singur. Și acum? Păi n-am un plan neapărat, dar până acum singurii care mă acceptă să fac Crăciunul cu ei sunt părinții mei. Nu, 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 nu mi-a propus nimeni altcineva. Ei mei mereu mă primesc. Sau acasă la televizor cu domnul... Cu domnul... Uh... Paul. A, ah, Paul Surugiu, da. Posibil, nu știu. Dar ce, el prezintă ceva? Da, are la TV. Serios? D -pă, dacă nu te-ai invitat, înseamnă că nu contezi în această industrie. Bă... Adică, bă, să vine să te modereze domnul Paul Surgiu, e o, o treabă. Nu, că urmează, să urmează un moment cu el. la. Să vă uitați la antenă. În curând, da. Bine. La... Cu doar, nu, nu cu el, cu mine el. Ah. Okay. Cu mine, cu păi, păi ok, atunci hai să facem uh, ca să vedem, pentru că ți-ai și intrat în uh, personaj uh, cel mai uh, probabil uh, Ia-ți uh, la revedere de la oamenii noștri uh, scump și dragi La, la revedere! Exclusiv. <laughs> Măi Paul. Pa... Paul! Măi Paul! Paul. Așa și spune-le uh, spune uh, oamenilor să ne uh, urmăresc în continuare interviul la cancan Exclusiv uh, și spune-ne ce faci anul viitor dacă îți faci filmul sau nu să faci filmul sau ce proiecte viitoare 20-30 de secunde ca Paul Surgiu, dacă se poate. Dragii mei, scumpii mei, vă iubesc pe toți într-un mod de necuprins. Anul viitor, Crăciunul, voi face un film despre Crăciun lansat în iunie, pentru că ar trebui să fie Crăciun veșnic. Iar dacă vă scoate Bulangiul de Ionuț Rusu vreun film? O să zic Asta îmi vine când vorbesc despre el, să mergeți. Să mergeți ca să facă mulți bani și să se retragă naibii, Că iubesc pe toți, împodobiți, împodobiți toată viața. Și noi te iubim foarte mult. Like, share, subscribe. Și nu uitați față, eu să dați un mai pun O Mai, ai că mai nu Deci mai tai. Te pupăm Ionut, mulțumim că ne-ați urmărit, Ionut de urmărit pe Instagram și pe Facebook și pe YouTube și pe toate relele să mai facă și el un bani și puteți vă ajuta să fie privit. Pa!